ieșit la această scurtă evocare cu aria la tonă imobile din Rigoletto de Verdi. Chair.
Dutch home trade in Dallas, Houston, Boston, Lyon, Hamburg, Frankfurt, Amsterdam, etc., etc. În Cehia, de asemenea, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Croația, Slovenia, Serbia, Suedia, împlinind o carieră strălucită desfășurată până în 1990. Peste tot, partenerii au fost marile vedete ale timpului, care făceau parte în curent din distribuții. Iluștri dirijori i-au condus spectacole. Imposibil aici să amintesc pe toți cei cu care am colaborat. Ne-a trebuit zeci de minute. Totuși, numesc soprane ca Renata Tebaldi, Leontine Price, Virgilia Zeani, în străinătate și în România. Pentru soprane precum Sergiu Beret, Grace Bambri, Chrisa Ludwig, bariton ca Robert Mayer, Piero Capucini, Tito Hobi sau pași precum Cesare Siepi, Nicolae Giaurov, Boris Cristo. Legende. Într-o serie de interviuri pe care mi le-a acordat în ultimii ani, nu și-au uitat mari parteneri din țară. Zenaida Pari, Elena Cernei, Arta Florescu, Magda Iamulescu, Nicolae Gherlă, Petre Ștefănescu, Oanga, David, Ohanesia. Din păcate, toți sunt dispăruți. Pilbitoare mi se pare onoarea care i s-a făcut să fie pe afișa Metropolitan în Ricoletto și Alida, alternativ cu Franco Corelli și Richard Tucker. La fel, în acele vremuri existau la New York trei distribuții de poema în care erau programați Corelli, Nicolae Gherlă și Ion Buzea. Rolurile au fost imense. În repertoriul pe care grasul glasul său îl recomanda, dozând progresiv, cu inteligență, intrările în spectacol. În primii ani, Răpirea din Sărai, Cipadul Bădăran, Acme, rolul Hagi, Otello, rolul Casio, Paiațe, Arlechino și apoi Canio, Flotul Fermecat în concert, Tannhäuser, personajul Walter von der Vogelweide. I s-au adăugat operele Verde, Lucia di Lammermoor, Samson și Dalila, Adriana Macbeth, Rigoletto, Traviata, Trubadurul, Baba Scat, Forța Destinului, Don Carlos, Aida, ca și poema, Madame Butterfly, Tosca, Mantaua, Fata din Far West, Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana, Dama de Pică, Rienzi, Lohengrin, mai și Fundeles din Nürnberg, Fedora, Povestirile lui Hoffman, Mireasa Vândută, Fra Diavolo, Rusalca, Tiflan, Ariadna, Naxos, dar și Ana Lugojana, Casa cu trei fete, Vânzătorul de Păsă, etc. O paletă extraordinară de roluri. Nu trebuie uitate lucrările vocale simfonice și jiturile acestea din urmă magistrale ilustrate de nou compactist. Fabulos repertor. Liric, liric spin și chiar dramatic, frizând absolutul, de la Mozart la romantismul verdian, de la deismul reprezentat de Puccini, Mascagni, Leon Cavallo, Giordano, de la lirica franceză la Bata. Abordări care îl aureolează astăzi drept unul dintre cei mai mari interpreți români din istorie, deseori comparat de pretențioși critici occidentali cu legende ale veacului trecut, precum Franco Corelli și Giuseppe Di Stefano. Maestrul Ion Buzea trăiește acum lângă Zurich, într-o vilă din munți, lângă pădure, într-un cadru de vis și împărtășește în tinerilor artiști aspiranți la performanță din secretele artei cântului. Ați văzut? Iată, această fotografie este în studioul de muzică al maestrului, iar aici, împreună cu pianista Luisa Vorac, la pian. Iată, stimați ascultători, două înregistrări din anii de glorie, una inedită dintr-o emisiune ce a fost dedicată la televiziunea germană, iar cealaltă, Aia Nesundorua din Turandot de Puccini, Festivalul Salzburg, 1972. Doamna, friend, Salzburg, cu visul de vă. Mi-a gândit că mi-a părut lume. Vale, vale.
artistă a inclus în registrările pe discursă. Sunt mici bijuterii care, în litul german, perfecțiunea de stil se îngemânează cu calitățile vocii de aur a lui Ion Buzea, așa încât dulceața din glas cuprinde spiritul ca o boare, într-o mență a voce de manual în Schumann, dar și în Schumann, cu nemărginită expresivitate venită din suflet. Poet și pictor al sunetului, impresionează